Virusul există, omoară și nu alege ce omoară. Știți vorba aia cu dacă Dumnezeu nu există și ai crezut în El, n-ai pierdut nimic? Dar dacă nu crezi în El și El există, s-ar putea să pierzi totul. Cam așa e și cu COVID. Sunt cuvintele încărcate de tristețe ale celor care zi de zi văd fața întunecată a pandemiei. Un procent însemnat din cei care cheamă salvarea pentru suspiciune de COVID ajung să dezvolte o formă gravă a bolii. Din păcate, există și oameni care neagă complet existența virusului ucigaș. Am pățit o chestie acum ceva timp în urmă, în care am fost înjurat pe stradă că minți în popor. Nu, am spus, nu vă minți. Ce am mințit eu? De-aia am văzut oameni în spitale. Nu a fost o imagine prea plăcută. Se înșala amarnic. Nu vă doresc să fiți în pielea celor care nu pot să respire și sunt complet neajutorați. După ce au trecut atâtea ori pe lângă pericolul infectării, după ce atâția dintre ei au contractat virusul, oamenii de pe ambulanță povestesc la prima mână drama prin care trec bolnavii de COVID. Ieri m-am îngrozit ce am văzut la spital. La 6 dimineața, la 5:30, să-ți dea după 3 steme și un intubat, încă un intubat. Atunci te ții. Știi cum sunt nopțile? Îți vine să fugi. Pentru cei care nu cred în existența virusului, eroii de la ambulanță au un mesaj. Păi eu zic să meargă totuși și să facă o vizită prin spitale, să vadă realitatea. Și atunci s-ar convinge singuri. Îi invităm alături de noi, de colegii din teren, să treacă praguri de case. Să facă două cazuri cu noi, nu o tură. Cele 10 luni de luptă la foc continuu își fac simțite efectele. Mulți dintre cei care lucrează la ambulanță spun că sunt în pragul epuizării. Întotdeauna la ambulanță s-a muncit mult. Neobișnuit a fost perioada foarte lungă în care nivelul de muncă a fost mare și foarte mare. Aceste 10 luni de pandemie nu ne-au demobilizat. Când spun 10 luni de pandemie, spun peste 400.000 de cazuri efectuate de serviciul de ambulanță București-Ilfov. Peste 209.000 de urgențe. De aceea și salvatorii au nevoie de ajutor. Ar fi bine să ne protejați și pe noi, protejându-vă pe dumneavoastră, pentru că doar așa vom reuși să trecem mai repede peste. Virusul există și trebuie luat în serios. Protejați-vă pentru siguranța voastră.